a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Și pentru mine este o deosebită bucurie să mă găsesc împreună cu dumneavoastră în casa de rugăciune și să ne închinăm împreună. Să ne închinăm împreună Domnului. Mulțumesc fraților Romeo și Cosmin pentru primire. Sunteți întotdeauna o biserică foarte primitoare, ospitalieră. Mă bucur să fiu împreună cu familia, cu Liliana, cu fetele noastre și cu prietenii noștri de suflet, cu Pavel și cu Eta Ursu, la Râul Vieții. Și rugăciunea pe care o înalți către Domnul în seara aceasta este ca El, din râul acesta vieții, să ude, să adape, să învioreze sufletele noastre ale tuturor. Amin. Psalmul 115 este textul biblic care va sta la baza mesajului pe care îl voi aduce în această seară. Și aș vrea să încercăm să îl citim împreună cel puțin câteva porțiuni din el. Sunteți de acord? Amin. Asta se cheamă citire în antifon sau cu răspuns. Și iată ce vă propun, că odată ce începem să citim, trebuie să știm asta. Să citim împreună versetele 1, 12, 13 și 18. Deci versetele 1, 12, 13 și 18, când ajungem la ele, să le rostim împreună cu toată convingerea. Și apoi versetele 9, 10 și 11 să rostim împreună partea a doua a acestor versete. El este ajutorul și scutul lor. Este un răspuns, dacă vreți, liturgic, pe care poporul lui Dumnezeu era chemat să-l dea ca o întărire a cuvintelor rostite de psalmist. Deci, versetele 10, 11 și 12, doar partea a doua a versetului. Pregătiți? Bun. Haideți să ne deschidem inima și să facem din psalmul acesta nu doar textul pentru predica din această seară, ci rugăciunea noastră de viață. Împreună primul verset. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Pentru ce să zică neamurile? Unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer. El face tot ce vrea. Idolii lor sunt argint și aur făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar n-aud. Au nas, dar nu miros. Au mâini, dar nu pipăie. Picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce-i fac. Toți cei ce se încred în ei. Israele, încrede-te în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Casa lui Aaron, încrede-te în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul.
și scutul lor. Domnul și-aduce aminte de noi. El va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aron, va binecuvânta pe cei ce se tem de el, de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Domnul să vă înmulțească tot mai mult, pe voi și pe copiii voștri. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii, ci noi, noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul. Amin. Închinarea celor fascinați de gloria lui Dumnezeu. Acesta este gândul și în același timp subiectul principal al predicii din această seară. Închinarea celor fascinați de gloria lui Dumnezeu. Se spune că ultimul rege al Lidiei, Cresus, care a murit undeva în jurul anului 546 înainte de Hristos, considerat în același timp cel mai bogat om al antichității, l-a întrebat odată pe cel mai înțelept om din lume în vremea aceea, Tales din Milet. Cine este Dumnezeu? Cine sau ce este Dumnezeu? Celebrul filozof Tales a cerut regelui o zi întreagă ca să se gândească și să poată da un răspuns potrivit. N-a reușit. După o zi, i-a solicitat regelui încă o zi. Și apoi încă o zi. Pentru a se gândi profund la răspunsul la această întrebare. Și apoi încă o zi, pentru că nu știa ce să răspundă. În cele din urmă, Tales i-a mărturisit, cu părere de rău, regelui Cresus, că nu știe. Nu știe să răspundă la întrebarea cine sau ce este Dumnezeu. Cu multe sute de ani mai târziu, aproape 1000 de fapt, unul dintre cei mai vestiți părinți ai bisericii, Tertulian, a auzit despre întâmplarea aceasta și în modul lui caracteristic, pentru că era foarte înflăcărat pentru Dumnezeu, s-a supărat. Spunea Tertulian, iată, cel mai înțelept om din lume și nu poate să spună cine sau ce este Dumnezeu. Și apoi a adăugat Tertulian, până și cel mai needucat, cel mai neștiutor, slujitor dintre creștini, îl cunoaște pe Dumnezeu și este capabil să spună cine este El. Cine este Dumnezeu? Dumnezeu, pentru foarte mulți, este o proiecție a celor mai înalte aspirații și idealuri ale lor, ale societății. Dacă asculți ce spun ei despre acest Dumnezeu, îți dai seama că
E de fapt făcut după chipul și asemănarea lor. Nu ei după chipul și asemănarea lui. Cine este Dumnezeu? Cine este Dumnezeul descoperit, revelat, care s-a descoperit pe sine în Sfintele Scripturi? Cine este Dumnezeu, cel care s-a descoperit pe sine în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Nu putem vorbi oricum despre Dumnezeu, nu putem spune orice despre Dumnezeu și din punctul acesta de vedere aproape că îi dau dreptate lui Tales. Decât să spui niște inepții, decât să spui lucruri încercând să teologisești, adică să vorbești despre Dumnezeu într-un mod impropriu, necorespunzător, care nu corespunde realității, e mai bine să taci. E mai bine să nu spui nimic, e mai bine să recunoști că nu știi. Însă sunt de acord în egală măsură cu Tertulian că toți copiii lui Dumnezeu, noi toți cei prezenți aici de față în seara aceasta la slujbă, știm cine este Dumnezeu. Și nu numai că știm, a știe una, a defini e alta, stați liniștiți că aici e nuanța. Noi toți știm, dar dacă ni se cere să spunem, ne găsim mai greu cuvintele. Nu numai că știm, spuneam, ci suntem fascinați. Suntem absolut fascinați de cine este El. Și fascinația aceasta, un mare sociolog și filozof al religiilor, Rudolf Otto, vorbea despre sacru și spunea că în prezența sacrului se produce ceva. Vorbea el despre mysterium fascinans și mysterium tremendum, adică un mister fascinant care fascinează și în același timp înspăimântă. Te face să trepidezi, să tremuri. Prezența lui Dumnezeu, când Dumnezeu se descoperă, când taina aceasta Dumnezeu, când misterul acesta Dumnezeu se revelează, primul și singurul răspuns absolut firesc și natural până la urmă, pe care nici măcar nu-l putem evita, este închinarea. Mie îmi place să definesc închinarea ca fiind răspunsul pe care omul îl dă revelației divine. Pentru că atunci când Dumnezeu se descoperă, nu putem face altceva decât să ne prăbușim, să ne proșternem, să cădem în genunchi înaintea Lui și să fim fascinați de slava Lui. Psalmul 115 este o mărturie a ignoranței, a necunoștinței, a necunoașterii lumii cu privire la cine este Dumnezeu, dar în același timp este o mărturie a celor credincioși cu privire la cine este Dumnezeu și la faptul că acest Dumnezeu este singurul Dumnezeu și este un Dumnezeu glorios, lăudat să fie numele Lui. Psalmul acesta a fost scris într-o perioadă în care Israelul suferia înfrângere după înfrângere, trecea prin tot felul de necazuri și pentru asta vrăjmașii
îl batjocoreau, îi batjocoreau pe evrei. Unde este Dumnezeul vostru? Vă lăudați că îl slujiți pe singurul Dumnezeu adevărat, că aveți revelația, voi dețineți revelația, adevărul, și aveți înfrângere după înfrângere, problemă după problemă. Unde este? Cine este acest Dumnezeu adevărat? Ideea principală a mesajului pe care vi-l aduc în această seară, intitulat, spuneam, Închinarea celor fascinați de gloria lui Dumnezeu. Adevărul pe care aș vrea să-l luați la pachet, acasă, din predica din această seară, este că suntem chemați să declarăm slava singurului Dumnezeu adevărat și supremația Lui peste toți idolii națiunilor. Suntem chemați fiecare dintre noi, dintre cei fascinați de gloria lui Dumnezeu, dintre cei care am avut parte de revelația glorioasă a lui Dumnezeu, dintre cei care am răspuns prin închinare revelației de sine a lui Dumnezeu, suntem chemați să declarăm slava singurului Dumnezeu adevărat și supremația Lui peste toți idolii națiunilor. Cu alte cuvinte, să reverberăm crezul pe care îl găsim în Scriptură. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. Și ne vom uita la psalmul acesta 115, ne vom uita pe scurt, nu foarte expandat, nu foarte mult, dar suficient, la cinci dintre caracteristicile sau trăsăturile închinării celor fascinați de gloria lui Dumnezeu. Declararea gloriei lui Dumnezeu, denunțarea idolilor, depinderea de harul lui Dumnezeu, desfătarea în binecuvântarea lui Dumnezeu și declamarea supremației lui Dumnezeu. În primul rând, închinarea celor fascinați de gloria lui Dumnezeu se manifestă prin declararea gloriei lui Dumnezeu. Versetele 1 la 3 spun, și am rostit împreună aceste cuvinte, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Pentru ce să zică neamurile unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Adevăratul Dumnezeu, Cel care este Dumnezeu cu adevărat, trebuie să primească toată gloria pentru dragostea și credincioșia Sa, pentru că El este în ceruri unde face tot ce voiește. Foarte interesant că psalmistul începe prin a spune, în acest psalm în care vorbește despre idoli, în mare parte, începe prin a spune, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă glorie, dă slavă. Adică gloria nu este a noastră, gloria este a Ta. Și este o declarație susținută. Nu nouă, Doamne, ci numelui Tău dă glorie. Numele Tău este glorios, Tu ești glorios. Numele înseamnă caracterul, natura, natura Ta, caracterul Tău sunt glorioase. De ce începe oare psalmistul așa? Păi ca să declare gloria lui Dumnezeu. Dar în contextul discuției despre idoli, cred că e important să spunem că psalmistul începe așa pentru că primul pericol pe care vrea să-l evite este auto-idolatria.
Cineva spunea că dacă zgârii suficient de mult și de bine suprafața unui idol, poleiala aceea aurie sau argintie, dacă o zgârii suficient de bine, s-ar putea să-ți vezi chipul. Pentru că idolii nu sunt altceva decât noi la modul ideal. Idolii sunt făcuți după chipul și asemănarea noastră. Și, de fapt, idolul sau idolii putem fi noi. Ce este un idol? Cred că e important să răspundem la întrebarea aceasta, pentru că am început prin a întreba cine este Dumnezeu. Și pentru noi Dumnezeu este Cel care în mod glorios s-a descoperit prin cuvântul Său scris și întrupat și la împlinirea vremilor prin Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeul în care credem, Cel pe care îl numim noi Dumnezeu, este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, o singură ființă întreită în persoană. Asta spunem noi că este Dumnezeu. Acesta spunem noi că este Dumnezeu. Dar revenind la problema cu autoidolatria, este foarte important să reținem că există o tentație, există un pericol, și anume de a face din noi înșine un idol. Ce este un idol? Orice sau oricine îi ia locul lui Dumnezeu. Orice sau oricine îl concurează, dacă putem spune așa, pe Dumnezeu în viața noastră. De aceea, înainte să ne gândim că idol poate să fie copilul, soția, soțul, știți, sunt oameni care spun, eu pentru copiii mei trăiesc. Înțeleg ce vor să spună, că iubesc pe copiii lor foarte mult și că au renunțat chiar la ei înșiși, s-au sacrificat pentru a le fi bine copiilor. Numai că uneori e mai mult de atât. Uneori facem din copii idoli. Uneori facem din partenerul de viață sau, în sfârșit, din iubit, din iubită. Poate nici nu suntem căsătoriți cu persoana aceea încă. Și relația aceea devine un idol. Pentru că dacă ni s-ar cere, uite care e chestia, alege între Dumnezeu și mine. Au fost și poate unii dintre tineri, sper să nu, dar poate că se vor confrunta cu o asemenea situație în care cineva le va spune, dacă mă iubești, stai cu mine, dacă mă iubești, petreci timp cu mine, lasă biserica, lasă, nu te mai du acolo, nu mai fă aia, nu mai fă cealaltă, ce atâta credință, ce atâta religie, ce atâta pocăință, ce atâta Biblie. Uite care e chestia, eu vreau să ne bucurăm de viață, alege între, nu o să zic neapărat între Dumnezeu și mine, dar o să zic alege între biserică sau între religie și mine. Și unii zic, bine, renunț la biserică. Uneori facem idoli sau idol din slujba noastră, adică din serviciul nostru. Nu mai ținem cont că e zi de închinare, nu mai ținem cont că trebuie să ne odihnim. Există această problemă a alcoolismului, între ghilimele, muncii, da? Workaholics, adică muncești până la epuizare. Nu mai știi. Dumnezeu a zis 6 zile să așa, să muncești o zi, să te odihnești, să te închini. Nu mai... Nu contează ce a zis Dumnezeu. Noi nu avem timp să... Trebuie să muncim, să facem bani. Banii pot deveni idol. Plăcerea sexuală poate deveni idol. Puterea poate deveni idol. Și poate n-ar fi rău să spunem și să subliniem acum, înainte de 3 rânduri de alegeri, sau mă rog, 3
duminici, una după alta succesive, când vor fi alegeri prezidențiale, parlamentare, că da, puterea poate deveni un drog și un idol. Dar înainte să ne uităm la toți acești posibili idoli, să nu uităm că noi suntem primii pasibili să devenim idoli. Să ne îndrăgostim, să ne înamorăm de noi înșine atât de mult încât să vrem noi gloria. Să vrem noi slava. Și atunci vom avea o problemă, pentru că Biblia spune că Dumnezeu nu își împarte gloria cu nimeni, nici măcar cu tine. Nici măcar cu mine. Nici măcar cu președintele Americii sau al Rusiei sau nu știu care. Idolii rămân idoli. Și în primele trei versete ale acestui psalm ne învață cuvântul lui Dumnezeu, pe noi cei care suntem fascinați de gloria lui Dumnezeu, că închinarea noastră trebuie să ducă la declararea gloriei sau slavei lui Dumnezeu. Și atenție, când vorbim despre gloria lui Dumnezeu, nu vorbim despre gloria unui despot. Nu vorbim despre slava militară a unui tiran care e gata să zdrobească pe oricine îi se opune, ci vorbim despre un Dumnezeu a cărui natură este bunătatea și credincioșia. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta și pentru credincioșia Ta. Gloria lui Dumnezeu, dacă vreți, apanajul acela fascinant al naturii, al caracterului lui Dumnezeu, este bunătatea Lui și credincioșia Lui. Și acestea două sunt principalul subiect al legământului. Legământul vechi sau cel vechi, făcut cu Israelul, cu poporul lui Dumnezeu, și legământul cel nou sau înnoit, făcut de și prin Domnul Iisus Hristos, despre care ni se spune că e mai bun ca cel dintâi, este superior celui dintâi. De ce? Pentru că are toate făgăduințele celui dintâi, dar o singură condiție. Condiția de a-L avea pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Națiunile păgâne priveau la Israelul de atunci și își băteau joc pentru că era lovit de dezastre naturale, era călcat de tot felul de dușmani străini. Unde este Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Depinde unde îl cauți. Știți că, de fapt, oamenii care ajung să fie robi ai unor patimi, ai unor idoli. Pentru că ce altceva sunt patimile decât manifestarea unor idoli care pun stăpânire pe mintea și pe sufletul celor care îi slujesc. Nu zic de la mine asta, zice aici, ca ei sunt cei ce-i fac. Spre deosebire de noi care suntem creați, și revin la această idee, de noi care suntem creați după chipul și asemănarea Lui, pentru că El este singurul Dumnezeu adevărat, idolii nu sunt decât făurirea sau creația mâinilor omenești. Și culmea e că, deși sunt inerți, sunt lipsiți de viață, sunt niște produse, niște producții umane, ajung prin puterea demonică care stă în spatele lor să-i controleze și să le controleze viața celor care îi făuresc. Să le ia mințile, cu alte cuvinte.
Și oamenii care ajung în tot felul de patimi, câteodată îmi place să mă gândesc la ei cu compasiune, adică tot timpul vreau să mă gândesc la ei cu compasiune, de vreau să spun, câteodată îmi place să mă gândesc la ei ca la niște oameni, ca la niște semeni ai noștri care l-au căutat pe Dumnezeu, dar în locul greșit. Oameni care ajung în tot felul de situații de promiscuitate sexuală și ajung acolo, mulți dintre ei, pentru că sunt flămânzi după dragoste. Sunt flămânzi după Dumnezeu, care este dragoste. Dar ei nu știu asta. Nu știu că de fapt îl caută pe Dumnezeu. Și nici n-au ocazia, pentru că nu s-a dus nimeni de la Râul Vieții sau de la Emanuel să le spună. Și atunci îl caută pe Dumnezeu, mă rog, nu ar zice ei așa, caută dragostea. O dragoste care să-i satisfacă îndeajuns în locul greșit. Oameni care sunt dornici de a-și trăi viața cu adevărat, de a experimenta maximul pe care îl poate oferi viața, caută această experiență a extazului, a plăcerii nelimitate în droguri. Și ei cred că drogurile sau alcoolul îi poate face fericiți. Ei, de fapt, nu știu că îl caută pe Dumnezeu. Singurul care poate fi îmbătător fără să îți ia mințile, singurul care poate fi stăpân fără să te robească, singurul care poate să-ți dea viața din belșug. Și toate patimile acestea idolești nu sunt altceva decât încercări eșuate ale oamenilor de a-L căuta pe Dumnezeu în locurile greșite. Acum psalmistul zice aici: Dumnezeul nostru este unde? Versetul 3. Dumnezeul nostru este în cer. Asta nu înseamnă că El nu este aproape de noi. Asta nu înseamnă că în lumina noului legământ, al descoperirii de sine a Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu nu este de fapt cu noi și printre noi. Da? Modul acesta de a vorbi despre Dumnezeu, cer și pământ, în Noul Testament se schimbă. Se schimbă. De ce? Pentru simplu motiv că vine împărăția lui Dumnezeu, care mai este și numită, este numită și împărăția, da, și asta, dar împărăția, cum zice Domnul Iisus mereu, împărăția lui Dumnezeu sau împărăția ce? Cerurilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că odată cu venirea Domnului Iisus Hristos în lume, cerul invadează pământul. Înseamnă că, de fapt, împărăția lui Dumnezeu vine, invadează, dacă vreți, lumea noastră, vine printre noi, vine printre oameni, și apoi apostolul spune, împărăția lui Dumnezeu este în inimile voastre, în inimile noastre. Și cum ne învață să ne rugăm? Vie împărăția ta. Vie împărăția ta, nu pentru că n-a venit deja. A venit deja, dar nu încă în mod deplin. Și în contextul acesta, când spune psalmistul Dumnezeul nostru este în cer, nu trebuie să ne gândim că El e distant, în cercul lui rece acolo, cum zice Eminescu, da? Geniu pustiu, așa, pe undeva prin cer, acolo stă Dumnezeu. Ce treabă are Dumnezeu? Ce mănânc eu? Cu cine mă culc eu? Ce treabă are Dumnezeu? Ce fac eu cu viața mea? Asta e viața mea, e business-ul meu. Ce treabă are Dumnezeu cu chestiile astea? Nu, El este prezent. Dar aici, psalmistul vrea să spună și să sugereze altceva, că Dumnezeu este glorificat, că Dumnezeu are slavă, că Dumnezeu este în cer, în sensul că este în locul gloriei cerești. Și de acolo, din poziția aceasta, El face ce?
Ce vrem noi? Ce-l rugăm noi? Ce-i cerem noi? Corectați-mă dacă greșesc. Hai să vedem ce scrie, da? Ultima parte a versetului 3. Dumnezeul nostru este în cer. El face tot ce vrea. Nu tot ce vrem. Tot ce vrea. Dacă Dumnezeu ar dacă acest Dumnezeu, sau ceea ce am numit noi, cine este Dumnezeu, da? Dacă cel pe care l-am numit noi Dumnezeu ar face tot ce vrem, aș avea foarte mari semne de întrebare cu privire la dumnezeirea Lui. Că uneori spunem și am predicat ultima dată când am fost aici, nu știu dacă mai țineți minte, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă, că uneori noi sucim afirmația asta și zicem, Doamne, ascultă căci robul Tău vorbește, spune mult despre cum îl definim noi pe Dumnezeu, cine este Dumnezeu. Dumnezeu e un fel de zână măseluță sau de Moș Crăciun, de scufiță nu știu de care, care împlinește cu o baghetă fermecată, dar geniul ăla care frege lampa lui Aladin și zice, ok, zi trei dorințe că ți le împlinesc. Noi spunem și el, să trăiți, ordonați. Dacă așa îl concepem noi pe Dumnezeu, că El trebuie să fie la cheremul nostru, că înseamnă că nu ne-am întâlnit cu Dumnezeul adevărat și înseamnă că sigur nu știm ce înseamnă slava Lui. El face tot ce vrea. Asta este o afirmație a suveranității de pline. Citim în Noul Testament despre cineva care a afirmat, și acest cineva pot anticipa să spun că este Dumnezeu, care a spus, toată puterea! Știți că treaba asta cu toată puterea e periculoasă? Ați dat toată puterea pe mâna unui singur om politic sau unui partid? Sper că nu. Aveți grijă ce votați. Oamenii sunt însetați după putere și zic, vreau toată puterea să controlez sistemul executiv, sistemul juridic, sistemul tot administrativ, tot să controlez, să am toată puterea. Și mari despoți, mari tirani ai omenirii au fost foarte aproape, cel puțin pentru o vreme, și au dat impresia că chiar au, cel puțin pentru o anumită regiune, toată puterea. Dar toată puterea, avea toată puterea, pentru un om e un lucru rău. Pentru că puterea aceasta îți ia mințile, corupe, devine idol, te face să te crezi Dumnezeu și să devii un idol tu. Însă a fost unul care a putut spune și care încă poate spune, toată puterea mi-a fost dată în cer. Nu numai în cer, da? În cer și pe pământ, pentru că cerul și pământul vin împreună. Da? Cerul și pământul se unește și declară. Vrednic este împăratul să fie lăudat. Vrednic este împăratul să fie lăudat. Da? Cerul și pământul vin împreună și declară. De ce? Pentru că Dumnezeu om, Iisus Hristos, este Cel care are toată puterea. Toată puterea. Și El, psalmistul spune aici, El face tot ce vrea. Declararea slavei lui Dumnezeu, care nu înseamnă tiranie, care nu înseamnă despotism, care nu înseamnă zdrobirea fără drept de apel a celor care nu sunt de acord cu el, ci înseamnă bunătate și credincioșie, înseamnă o suveranitate deplină, completă, neclătinată, eternă. Gloria acestui Dumnezeu ar trebui, dacă ne fascinează, să o declarăm.
în închinarea noastră. În al doilea rând, dacă ne uităm de la versetele 4 la 8, vom învăța că parte din închinarea celor fascinați de gloria lui Dumnezeu este denunțarea idolilor ca dușmani ai lui Dumnezeu. Și deja am anticipat câte ceva despre asta. Idolii sunt neputincioși pentru că sunt făcuți de mâinile oamenilor neputincioși. Și trebuie să spunem adevărul acesta. Trebuie să-l știm și să-l spunem. Se vorbește foarte mult, cel puțin în contextul politic și chiar în contextul teologiei politice și publice, despre a spune adevărul puterii. Este o expresie, telling truth to power. Da? A spune adevărul puterii, a te duce în fața celor care dețin pârghiile puterii, să le spui cum stau de fapt lucrurile, să le spui adevărul. Biserica este chemată să fie un glas profetic care spune adevărul oricărei puteri. Nu numai celor care ne sunt nefavorabile nouă ca biserică, și celor care ne curtează și ne dau impresia că ne ajută, și celor care ne sunt aparent favorabile ca și creștini. Oricărei puteri din lumea aceasta trebuie spus adevărul. Și până îi spunem puterii, trebuie să ne-l spunem nouă și celor din casa noastră. Idolii sunt neputincioși pentru că sunt făcute de oameni, sunt făcuți de oameni neputincioși. În contrast cu Dumnezeul glorios despre care psalmistul vorbește în primele trei versete, idolii oamenilor sunt lipsiți nu numai de putere, ce putere, sunt lipsiți de glas, de voce, de văz, de miros. Prin toate descrierea aceasta, au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar n-aud, psalmistul încearcă să spună de fapt că ei nu pot face nimic, ei sunt inexistenți, practic. Ei nu contează. Ei sunt nesemnificativi, n-au nicio treabă. A, că sunt strălucitori, că e mult sclipici, care pare să te convingă sau pare să-ți dea impresia că e ceva, domnule, de capul lui. Asta da. Spune idolilor în versetul 4, idolilor sunt argint și aur. Păi, între un Dumnezeu care ia chip omenesc de rob în cel mai marginal loc cu putință, într-o iesle din Betleem, între niște scânduri de lemn și niște paie pe care le mâncau vitele, între un astfel de Dumnezeu nepoleit, nefardat, neatractiv, nefrecventabil pentru putere, și idolii poleiți cu aur, suflați în aur, în argint, oare ce ar alege lumea? Sclipiciul. Strălucirea este un răspuns foarte bun și vă mulțumesc pentru el. Dar strălucire, cred că putem spune numai în dreptul lui Dumnezeu. El, de fapt, strălucește. În partea asta, alții doar sclipici. E doar sclipici. Copiilor le place să se joace cu sclipici, dau cu lipici din ăla pe așa și pe aia suflă și glitter, da? Strălucește, face culori, te joci cu el. Ah, ce fain! E doar sclipici. Și spuneam, dacă zgârii bine suprafața sclipiciului, s-ar putea să-ți vezi fața. În comparație cu gloria strălucitoare a lui Dumnezeu, sclipiciul idolilor este înșelător, pentru că psalmistul pare să spună, ei, hai să discutăm pe bune, hai să discutăm serios. Idolii ăștia au fost produși într-un atelier. Nu vin din cer. Poate să-i cheme Dagon, poate să-i cheme Ra, poate să-i cheme cum? Da, dați-mi exemple din Vechiul Testament de idol. Cum?
Moloch, Baal. Să știți că fotbal nu vine de la Baal. Tot felul. Da? Îi poate chema. Astartea, Diana, Artemis, Zeus, Mercur, Jupiter, etc. Indiferent care ar fi idolii aceștia, ei sunt produși într-un atelier de tâmplărie sau undeva unde se lucrează cu fier, cu metal, da, la om. Cineva se duce în pădure, își pune ochii pe un copac serios, îl taie, îl cioplește, îl șmirguiește, îl fasonează, îl face cum... își imaginează el că ar trebui să arate, îl pictează, îl face foarte frumos, adică estetic, să ne înțelegem. E ce trebuie, convingător. Dar e produsul unor oameni neputincioși. Dacă idolul acela este făcut de un om, de mâinile unui om, dacă, hai să spunem așa, dacă Dumnezeul acesta făcut de mâinile omenești, e făcut, da, de un om, cu ce ar putea sau cum ar putea el să-l ajute pe omul acela când se îmbolnăvește? Da? Aia este! Când se îmbolnăvește, da, e citat din Biblia asta, când se îmbolnăvește, are febră, are frisoane, să uită, n-am lemne, las că merge și idolul. Ia idolul și-l bagă pe foc și se încălzește cu el. Cam ăla e singurul ajutor sau cel mai mare ajutor pe care îl poate da un idol. Așa, la modul ironic, da. Ceea ce învață cuvântul și ceea ce ne învață cuvântul este că idolii aceștia neputincioși, fiindcă sunt făcuți de oameni neputincioși, ajung să fie foarte abili, foarte puternici în a controla mintea oamenilor care îi fac. De aceea, da, mai mult încurcă. În al treilea rând, dacă cei fascinați de gloria lui Dumnezeu sunt și suntem chemați să declarăm gloria lui Dumnezeu, să denunțăm idolii ca fiind vrăjmașii lui Dumnezeu, în al treilea rând, suntem chemați să depindem de harul lui Dumnezeu. Versetele de la 9 la 11 ne îndrumă, ne spun: Israele, încrede-te în Domnul, casa lui Aron, încrede-te în Domnul, cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul. Și am repetat împreună de trei ori: El este ajutorul și scutul lor. Toți oamenii trebuie să se încreadă și să se teamă de Domnul, pentru că Dumnezeu este singurul ajutor adevărat. Asta înseamnă să depinzi de harul lui Dumnezeu. Să ai încredere în Dumnezeu. Chiar dacă nu știi cum vor decurge lucrurile, chiar dacă nu știi ce se va întâmpla, chiar dacă nu ai încă toate datele, toate elementele, să nu apelezi la idoli. Idolii par căi ușoare de a ne salva pielea. Mai ales cei moderni. Relațiile, banii, puterea, etc. Până o face Dumnezeu sărăcuțul ceva, las că mă descurc eu. Am și eu niște relații, am și eu niște bani, am și eu... Mai dau un telefon, mai... Încredeți-vă în Domnul. A te încrede cu viața ta, a-ți spune viața ta în mâinile lui Dumnezeu, că asta înseamnă aici să te încrezi în Dumnezeu, înseamnă să depinzi de harul Lui.
înseamnă să depinzi de caracterul lui glorios. Și ce minunat că cel care a spus despre sine, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. În același loc în care a spus asta, în același context când a spus asta, a zis și sunt cu voi și voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Pentru că toată puterea aceasta nu este ca să ne facă rău, ci El vrea să ne facă bine. El este cu noi. Putem avea încredere în El. Cuvântul încredere aici, încrede-te în Domnul, batah, înseamnă în ebraică a te atașa de, a fi încrezător, a te baza pe. Și duce cu gândul la fermitate, la soliditate, la ceva solid. Pentru că noi, ca și oameni fascinați de slava lui Dumnezeu, ca oameni care știm cine este Dumnezeul adevărat, trebuie să ne bazăm pe Dumnezeu și să ne relaxăm, dacă vreți, să ne odihnim complet în El. Pentru că știm că El este în control, El este suveran, lăudat să fie numele Lui. În al patrulea rând, desfătarea în binecuvântarea lui Dumnezeu. Versetele 12 la 15. Desfătarea în binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă suntem fascinați de gloria lui Dumnezeu, frați și surori, ne vom desfăta în El. Când spun a ne desfăta, înseamnă a ne găsi toată plăcerea. A face din asta lucru care ne dă cea mai mare satisfacție, care ne împlinește cel mai mult. Nu vrem să fim în niciun alt loc decât acolo. Nu ne interesează altceva, oricât de sclipici, oricât de mulți sclipici ar avea, decât lucrul acela. Orizontul vieții noastre este umplut de această vedere, de această viziune a lui Dumnezeu glorioasă. Nu mai vedem nimic, da? Ca și un îndrăgostit care nu vede niciun defect și nu mai vede nimic. Bă, tu nu mai vezi, că el nu mai vede nimic, el vede numai persoana iubită. El este fascinat de cea sau de cel pe care o iubește. Tot așa noi, ca și închinători, fascinați de gloria lui Dumnezeu, suntem chemați să facem din gloria aceasta lui Dumnezeu binecuvântătoare sau făcătoare de bine, să facem desfătarea noastră, plăcerea noastră. Ce spune psalmistul? Versetele 12 la 13. Domnul și-aduce aminte de noi, El va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron, va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Cât de mult ne place prezența glorioasă și aducătoare de binecuvântare a lui Dumnezeu. Parte din închinarea noastră este să ne desfătăm în ea. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și apoi, în al cincilea rând, declamarea sau afirmarea, dar am zis cu D ca să fie toate cu D, declamarea supremației lui Dumnezeu, adică rostirea cu aplomb, cu emfază, a faptului că Dumnezeu stăpânește. Că Dumnezeu este suprem, că este peste toți și peste toate. Că peste toate lucrurile, că peste întreaga realitate a vieții, este un singur stăpân și acesta este Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui. Zice aici, cerurile sunt ale Domnului, dar pământul le-a dat fiilor oamenilor. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul dintre cei ce se coboară în locul tăcerii, ci noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Cerurile înalte, cele mai înalte locuri cerești, aparțin lui Dumnezeu. Întreaga creație aparține lui Dumnezeu. Când spune pământul l-a dat fiilor oamenilor, nu vrea să zică că aici El nu mai este Dumnezeu, că ne-a dat în administrație nouă și cumva e treaba noastră, noi ne ocupăm. Când zice că l-a dat, vorbește despre faptul că El este Dumnezeu, El este stăpân. Un chiriaș nu poate să-și dea casa sau apartamentul unui alt chiriaș. Proprietarul poate să o facă.
Dumnezeu este stăpânul, Dumnezeu este creatorul, El dispune, îți dau asta, cu chirie, atenție, în gestiune, ca să ai grijă, nu cumva să te crezi stăpân. Și ca să nu te crezi stăpân peste grădina asta frumoasă, în care nu ai absolut nicio restricție în acest moment, poți să mănânci, să faci ce vrei, de pomul ăla să nu te atingi. Ca să-ți aduci aminte că nu tu ești stăpânul, că există unul care are dreptul să-și rezerve pentru el ceva, că-i casa lui. Și să nu uiți cumva că tu ești doar chiriaș, ești doar administrator, ești doar gestionar, că ești om, că ești creatură, nu Dumnezeu, nu creator. Faptul că Dumnezeu stăpânește ne cheamă să declamăm, să rostim cu convingere supremația Lui. Și unde trebuie, când trebuie declamată supremația Lui Dumnezeu? Atâta vreme cât suntem în viață. Spune, nu morții laudă pe Domnul, nici unul dintre cei ce se coboară în locul tăcerii, dar cine? Și cu asta vreau să închei în seara aceasta. Cine? Cine trebuie să declare gloria lui Dumnezeu? Cine trebuie să se închine lui Dumnezeu? Cine trebuie să laude pe Dumnezeu? Cei care au cunoscut gloria lui, cei care au avut parte de descoperirea slavei sale. Adică noi. Versetul 18. Aș vrea să-l rostim împreună, încă o dată. Noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Amin. William Wilberforce, celebrul politician britanic, a trăit între 1759 și 1833 și a fost unul dintre cei mai mari oameni de stat din istorie, un foarte puternic activist pentru abolirea sclaviei. Poate că ați văzut ecranizări despre viața lui William Wilberforce, poate ați citit cărți, sunt multe ecranizări și cărți, pentru că într-adevăr a fost un om deosebit. Ani de zile a luptat împotriva sclaviei și a încercat să o scoată în afara legii în regatul britanic, în ceea ce se cheamă Commonwealth, da? În peste tot unde ajungea Imperiul Britanic. Dar lui William Wilberforce îi plăceau în mod special psalmii. Și foarte adesea, scrie el în memorie lui, foarte adesea se găsea meditând la psalmul 115. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă. În data de 25 martie 1807, când Parlamentul Regatului Unit a adoptat proiectul de lege privind abolirea comerțului cu sclavi oriunde flutura steagul britanic, Wilberforce a fost foarte fericit, pentru că era o mare victorie. Și a fost întrebat cum răspunde la această, care e reacția lui, știți? Declarații. Domnule Wilberforce, o declarație despre succesul, despre reușita promovării acestei legi. Wilberforce a stat câteva clipe și a zis, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea și credincioșia Ta. Acesta ar trebui să fie primul și cel mai important răspuns al nostru la tot ceea ce Dumnezeu alege să facă prin noi. Reacția noastră ar trebui să fie întotdeauna aceeași, de a-i da glorie lui Dumnezeu, de a fi fascinați de gloria lui Dumnezeu. Și dacă am început mesajul din această seară cu o întrebare, cine este Dumnezeu? Aș vrea să îl închei cu o întrebare. Vei alege să-L glorifici
pe Dumnezeul acesta cu viața ta, în orice împrejurare. Dumnezeu să ne ajute. Amin.